O șoferiță de 85 de ani, care s-a rătăcit într-o pădure și a leșinată din cauza caniculei, a fost salvată de către echipele de căutare formate după ce autoturismul femeii a fost găsit pe DN2 în zona pădurii Sinești. Conform Digi24 și datelor comunicate duminică de Inspectoratul de Poliție Județean Ialomița, polițiștii din Coșereni au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul că pe DN2 în zona pădurii Sinești, un autoturism este parcat necorespunzător. Autovehiculul era staționat pe avarii, neasigurat, avea cheile în contact, iar telefonul mobil al șoferului și alte bunuri se aflau în interior. După efectuarea verificării, s-a stabilit că mașina aparține unei femei în vârstă de 85 de ani din municipiul Piatra Neamț, scrie Ager Press. În aceste condiții, la fața locului s-au deplasat în sprijin mai multe echipaje de poliție, jandarmi și pompieri care au căutat-o pe femeie în pădurea din apropiere. Ea a fost găsită căzută în pădure după aproximativ o oră de căutări. Femeia a fost preluată de o ambulanță și transportată în siguranță la spitalul din Urziceni. Ea le-a declarat polițiștilor că a oprit autoturismul pe marginea drumului pentru a lua puțin aer. S-a îndepărtat de acesta și s-a rătăcit, iar din cauza temperaturilor ridicate și-a pierdut conștiința, relatează Digi24.